Acum 70 de ani, George Orwell a scris Ferma animalelor. Adversar înverșunat al lui Stalin și al practicilor dictatoriale din Uniunea Sovietică, Orwell sugera editorului francez să intituleze romanul lui Uniunea Republicilor Socialiste a Animalelor. O idee formidabilă, perfect valabilă și astăzi, cu precizarea că, în condițiile noastre, titlul unui eventual roman ar putea fi formulat și mai simplu: Republica Animalelor. În Republica Animalelor, stăpânul adevărat este hiena perfidă. Stați așa, ar putea sări ca arsă un cititor avizat. La Orwell e altfel, da, e altfel, însă și în Republică totul e altfel. Știu, cu acest lucru nu e de acord nici porcul cel bătrân. El, săracul, crede că mai poate. Crede că mai este în stare să redevină liderul de pe vremuri. El mai dă cu copita, grohăie și buncoluiește la treuca lui cu lături. Se uită fioros la animăluțele din propriul partid, poate bagă frica în toți. Degeaba. Nimic nu-l mai poate salva. Hiena perfidă i-a luat locul pe neobservate, parcă, fără scandal, fără declarații patetice de la microfonul central. A procedat cât se poate de inteligent. A mituit toate animalele de la procuratură, de la anticorupție și de la instanțele de judecată. Le-a mituit, le-a filmat și le-a avertizat. După care și-a cumpărat un iPhone 6 de aur. Modest așa, nu știu cum, doar vreo 5.000 de dolari a dat pe el. În această situație, infuzoriile bâlbâite din Parlament sau din mass media mai cred în poveștile despre porcul cel bătrân, viguros și al naibii de mare strateg. Gata, s-a terminat. Din raționamente politice, hiena perfidă, susținută de lupul plângăcios, îi mai permit porcului cel bătrân să mai grohăie la microfonul numărul 3. Semn că timpurile de glorie n-au apus definitiv. În ceea ce îl privește pe lupul plângăcios, nu mai e nimic de adăugat. Să ne lămurim, e vorba de lup, înțelegeți? Adică nu de lupul care e babuin sexopatul, ci de lupul plângăcios. Clar, da? Încolțit de hiena perfidă, dar și de șacalul parizian, plângăciosul își trăiește ultimele zile. Lui, ca și porcului cel bătrân, îi se mai pare că nu e totul pierdut, că situația încă mai poate fi redresată. În zadar, a câta oară se uită la filmul Titanic? A câta oară privește îndelung cum se scufundă nava, dar tot nu trage învățăminte. Așadar, această turmă de animale e clasa conducătoare a Republicii. Ei se află la guvernare, ei fac legi și le spun oamenilor ce e bine și ce e rău pentru ei. La ce se pricep cel mai bine animalele din Republică? La furat, asta în primul rând. În al doilea rând, la forat și în cele din urmă, la forat și la atacuri Raider. Hotel Codru, Insula la Izvor, Hotel Național, Banca Victoria, aeroportul, BEM, un miliard de euro care se ducă la prăbușirea monedei naționale. Credeți că e greu să fură un miliard? Deloc. E suficient să o suni pe girafa proastă de la Banca Națională și treaba e ca și făcută. Cu atât mai mult cu cât rața mută, care chipurile e și garantul Constituției, se face că nu vede nimic. Ei bine, toate aceste animale se află la guvernare, dar în opoziție cinei? De-ați ști ce specimene stau în țarcul opoziției? Cel mai mare opozant e un animal cu un nume destul de rar întâlnit în știința de specialitate. Macaca roșie cu stea rubinii în fund. Aceasta este numele complet și corect din punct de vedere științific.
Pe lângă această macacă, se umflă în pene și papagalul cu papion galben. Pacat de papion. Uneori ai impresia că porcului cel bătrân i-ar sta mai bine cu această piesă vestimentară. Dar ce să-i faci? Fiecare animal cu garderoba lui, cu stilul și propria lui personalitate. Întrebarea care se pune însă e alta. Cât timp mai au de gând oamenii să suporte grohăitul animalelor care confundă grajdul cu Parlamentul și Guvernul Republicii? Să părăsim ferma animalelor și să trecem în cabinetul din umbră, unde joi, fiecare joi se adună oamenii cu care avem ce vorbi, și astăzi aș vrea să vă prezint pe invitații noștri. Oazu Nantoi, analist politic, Mihai Maul, ex-ministru finanțelor, Ion Costaș, ex-ministru al apărării, și Vasile Năstase, colegul nostru jurnalist, expert media. Aș vrea să pornim, avem de discutat multe lucruri, timpul ne presează și doar cred că într-o oră vreo 4-5 subiecte foarte importante. Dar aș vrea mai întâi să vedem o imagine care durează scurt și după asta revenim. Să revedem imaginea ca să înțelegeți despre ce e vorba. Vă așteptați, doamna Udrea, să primiți 24 de ore arest la... Dacă ceva din informațiile pe care fostul soț mi l-a dat. Vă mulțumesc! Deci, ați înțeles despre ce este vorba, este București, un deputat, Elena Udrea, este chemată la audieri la DNA, la Departamentul Național Anticorupție, direcție, îmi pare că, anticorupție, și ceea ce am vrut să vă arătăm, de fapt, microfoanele care s-au în jurul acestui personaj, în jurul unui subiect foarte important pentru viața societății. În România asta se întâmplă. Acum să vedem imediat un alt subiect. Acest caz. Cum pledați? Domnul Tuc, cum pledați? Iar aici știți ce se întâmplă. Mi se pare că e vorba de curtea judecătoriei din Orhiei, dacă nu greșesc. Un deputat din Parlamentul Republicii Moldova, din Partidul Democrat, Țuțu îi spune lui, are dosar penal. El este chemat la ședința instanței de judecată. Ați văzut câte microfoane sunt în jurul acestui subiect foarte important pentru viața societății? Unul singur. Întrebarea mea, de fapt, se rezumă la trei întrebări. De ce se întâmplă astfel? O întrebare. Unii spun, domnule, dar toate televiziunile sunt al lui Plahotniuc. La care aș vrea să vă spun, la București și televiziunile de la București aparțin diferitor persoane, dar să încerce vreun post să nu-și trimită reporterul la un eveniment de felul ăsta la DNA. Este desființat și este practic se pierde în peisajul mediatic. O întrebare. Doi, noi spunem că vrem să urgentăm reformele. Cum să urgenteze reformele când, de fapt, cei care ar trebui să urgenteze reformele nu-și dau seama că lucruri grave se întâmplă în jurul lor? Și trei, noi spunem că societatea ar trebui să pună presiune pe oamenii politici ca ei să se adapteze noului mers al lucrurilor. Cum credeți, cu un singur microfon, în cât timp ne puteam aștepta la o schimbare nu radicală, cât de cât palpabilă a situației. Vasile, Oazu, cine dorește, putem începe. Dacă îmi permiteți, da, sigur că acest lucru nu este unic, nu este prima dată că se întâmplă așa ceva. Acest subiect este, într-adevăr, ieșit din comun, pentru că, așa cum am... Acesta și alte subiecte, da, dacă vorbim, dacă ne referim la acest subiect, pentru că este recent, trebuie să spunem că acolo... Deci a fost vorba, e vorba de un omor. Nu e pur și simplu, Udrea este învinuită de o chestie de corupție.
Și au venit sute de microfoane. Noi vorbim aici de un omor care s-a întâmplat în codrul Orheiului. Noi vorbim despre faptul că presa a vorbit, presa, noi am vorbit despre asta, presa liberă cât de cât, a vorbit despre faptul că biroul judecătorului a fost incendiat. Deci, asupra acestui subiect ar trebui să fi fost acolo cel puțin tot atât de microfoane câte sunt la București. Acum, referitor la faptul cui aparțin aceste televiziuni, da, ele aparțin oligarhului Plahotniuc și bineînțeles că ele nu se vor duce acolo și din acest motiv. Dar mai este un motiv pe care foarte bine l-ai intuit și l-ai pus. În România, de exemplu, televiziunile mogulilor de acolo, a lui Voiculescu, altora, merg la aceste evenimente pentru că dacă nu ar merge, ar pierde din rating. Ar pierde audiență. Neavând audiență, nu au publicitate. Neavând publicitate, nu au bani. Deci ei sunt, vor, nu vor, merg acolo. Aici, la noi, regulile jocului sunt cu totul altceva. Dacă în România există niște instituții ale statului care supraveghează în mod normal ca presa să nu fie de monopol, ca publicitatea să fie repartizată în mod normal, deci ei au un CNA, deci Consiliul Național al Audiovizualului, cum ar fi CNA-ul la noi, și au o societate de supraveghere a audienței. Deci toate instituțiile de acolo activează în conformitate cu legea. La noi lucrurile sunt cu totul distorsionate, astfel încât AGB-ul care măsoară audiența este pe mâna lui Plahotniuc, Casa Media este a lui, care plasează 70% din toată publicitatea și deci Consiliul Concurenței, doamna Căldare, este partajată politic PD-ului, prin urmare toate aceste instituții nu fac nimic altceva decât să-l sprijine. Sunt cort. Asta este așa. Întrebarea mea, cred că, ori întrebările mele, cred că sunt totuși retorice, dar cei ce astăzi oarecum m-a descurajat total, e o știre din cum îi spune Republica asta cu asta de Fildeș, fosta prima doamnă a acestei țări, a înhățat 20 de ani de pușcărie pentru anumite lucruri urâte pe care le-a făcut ea și cu bărbatul fiind ăla la putere. Zic, mă descurajează aceste știri, fiindcă înțeleg că la noi, noi ne depărtăm cu pași rapizi de coasta de Fildeș, înțelegeți? Parcă, dintr-o parte, vrem să aderăm în Uniunea Europeană, o zonă întoară. Nu, noi nu vrem să aderăm la Uniunea Europeană, asta trebuie să fie clar, deoarece... Eu vreau, de exemplu, de ce? Nu, acel eseu strălucit pe care l-ai prezentat dumneata la început cu tralala, el în fond descrie Parlamentul Republicii Moldova. Acolo sunt aleșii noștri. Or, Parlamentul este oglinda societății. Prin urmare, în opinia mea, asta este constatarea, că dacă societatea nu este în stare să îi leagă pe alții, înseamnă că în Parlament avem ceea ce merităm. Iar în ceea ce ați arătat, deci, cu un singur microfon și așa mai departe, noi suntem o societate a celor indiferenți, fățarnici și fricoși, în linii mari. Nu, eu nu spun că chiar toți, dar temperatura medie pe spitalul politic moldovenesc e cam de așa natură. Și aici, la aceasta se mai adaugă în opinia mea că astăzi societatea este obosită, este dezamăgită, și pe acest fundal la noi poate să se întâmple orice. Chiar uitați-vă, e inutil să-l mai citez pe fostul ambasador al Germaniei, Republica Moldova, care spusese că dacă ceva, așa ceva s-a întâmplat în Germania, a devenit crestomatic. La noi cetățenii ar fi ieșit în stradă. La noi lumea nu iese. Tot așa cum noi am ieșit în anii 90, când, cum se spune în popor, pensii se dădeau cu doi călioși pe un picior, da? Tot așa nu se iese nici în ziua de azi. Zână, întoi am o întrebare. Dar e și lumea, poșcă, dacă toate televiziunile sau o parte mare dintre ele ar în fiecare zi ar vorbi despre și ar arăta lucrurile astea despre care tocmai le-am pomenit. Ar și atunci lumea ar spune, domnule, dar nu se mai poate așa. Nu, situația este mai gravă în opinia mea, dat fiind faptul că noi dacă ne uităm la impactul mass media asupra mentalității societății noastre, noi vedem că o bună parte din concetățenii noștri nu caută informație, nu gândește critic, ci cu ușurință se lasă manipulată de ceea ce îi place. Deci dacă cuiva îi place propaganda rusească, deci el privește acest canal și se otrăvește cu acest denin, da?
Restul, nu știu ce privesc acolo, dar eu repet, la noi în societate este inutil să provoci, să spunem așa, un scandal, deci sănătos. Uitați-vă la pădurea domnească, câtă gălceavă a fost și cu ce ne-am ales în ultima instanță, cu ce s-a ales societate. Da, și acolo s-a pornit de la un singur microfon. Da, și acolo. Și acolo. Dar n-am ajuns prea departe și acolo, domnul Manole. Știți, eu mi-am început cu mulți ani activitatea la Casa Presie, dar aduci să amici structurile. Editura Comitet Central, da? Dar eu cu plăcere mi-aduc aminte de corespondenți firei Moldova, etajul 2, când era Moldova, Moldova, etajul 4, deci mi-aduc aminte de concurență, articole, diferite poziții, viziuni, da? Lumea putea obține ceva de la acea presă, da? Astăzi e cam discutabil. E cam discutabil, pentru că nu sunt acele supravegheri care erau atunci, da? Nu sunt acele... Cenzura care era atunci, da? Dar atunci își permitea oameni să scrie adevărul, să scrie lucruri interesante, da? Să prezinte informații. Mai ales după 85, într-adevăr, da, presa de atunci, părerea mea că era mult mai bună decât... Dar duceți-vă aminte chiar cu operele lui Druță. Al lui Ion Druță când era, Terei Moldovei, unul e o mână scurtă și alții când era. Dar duceți-vă aminte când tirajul ziarului Literatură și Artă a crescut de la 7.000 până la 165.000 sau 163.000. Asta se întâmplă vorba emisiunii odată în viață. Da, în viață, da. Mergem mai departe, domnul general, ca să încheiem primul tur. Da, sigur că eu sunt jurnalist, nu sunt din... Nu, dar nu e vorba de jurnalism aici. E cu totul. Da, corect. Dar părerea mea, profund, sunt convins că la noi nu există o presă liberă, absolut toată presa, cu mică excepție. Avem o televiziune care e televiziunea dumneavoastră. Mai avem un ziarul de gardă, mai sunt o, două, trei ziare. Restul... 99% sunt în mâinile, presa este în mâinile oligarhilor. Și ei îndeplinesc comenzile a oligarhilor. Și presa se informează. Presa și informația se dă dozată, se dă societății, că asta e bine și asta e rău. X e bun, Y e rău. Și una la mână. A doilea, noi foarte mult am fost influențați de propaganda imperialiste rusească din 1812, care ne-a spus greiere foarte puternic și până în ziua de astăzi nu putem să ne debarăsăm de niște... Tragem un mulți din noi, mătușa Ileana și moșul Ion, se uită la televiziunea care e deprinsă, rusească, cei care au fost și mai înainte. Dar acolo merge o propagandă acerbă împotriva statalității, împotriva poporilor care s-au creat în republicile, fostele republici unionare. Dar asta este. Presa, televiziunea, radio. Eu altăieri am vorbit la Vocea Basarabiei și a fost o întrebare de un cetățean. Domnul general, de ce nu facem așa că noi să avem o alegere cum a fost pe anii 90 și să alegem pe parlamentar așa cum a fost atunci? Eu, de pildă, am fost în parlament și am fost 17 contracandidați și mulți de-al de mine au fost și de-al de Năstase, Vasilic, tot la fel. De ce nu, de ce nu se alege președintele prin... votul cetățeanului. Și eu i-am spus la cetățeanul respectiv, domnule, cu părere de rău, cu regret, imposibil lucrul să se facem din cauza că trebuie schimbat Constituția, trebuie schimbat câteva articole în Constituție care să permită să facă ceea ce vorbiți dumneavoastră. Dar ei, cine se voteze? Parlamentul în ziua de astăzi, care sunt animale politici, majoritatea din trânși, care dețin controlul... Da, unele chiar nepolitice sunt, știți? Da, da. Și atunci imposibil ca ei să voteze împotriva lor, că ei știu cu mâini pe mâini ne meresc în pușcărie. Am înțeles, domn general. Mi-am dat seama că am pus întrebări retorice. Domnul Nantoi, a dispărut Putin. A dispărut din anturajul public președintele Rusiei. A contramandat o întâlnire foarte importantă. N-a semnat niște documente extrem de importante. Am citit azi o analiză de la Stratford care spun că lucrurile astea nu se întâmplă pe nepusă masă, că analiștii fiind educați foarte bine pe propaganda sovietică știu ce înseamnă când un lider de asemenea calibru despare și serviciile lui spun că băieți totul e bine, nu, el e sănătos. Nu este asta baletul lacul lebed. Nu, toți așteaptă băletul, e adevărat. Nu se știe ce în realitate, să discutăm despre asta. Stratul spune că
Poate fi adevărat odată ce serviciile spun că el e ok și nu e bolnav. Înseamnă că poate fi bolnav, dar poate fi și o cacelma, o altă cacelma. Ceea ce se întâmplă în Rusia, în opinia mea, este foarte grav. Deci, Rusia n-are de secole experiență de democrație și noi am confundat haosul de după colapsul RSS-ului cu democrație. Și a venit omul KGB-ului Putin, care a anihilat ultimele rămășițe de gândire liberă, de libertate în mass media, etc., etc. Și acum noi în Rusia avem un regim autoritar care este grav contaminat de mentalitatea fascistă sub denumire de Ruski Mir. Și în societatea rusească au răbufnit la suprafață niște manifestări absolut oribile de xenofobie, de agresivitate. Deci acei puțini oameni cu viziuni independente sunt vânați, deci sunt ostracizați. Deci mai există încă un moment, trebuie să le spunem lucrurilor pe nume. Cine ține minte când un oarecare Ramzan Kadyrov într-un costum sportiv a venit în cabinetul președintelui Federației Ruse și el a fost măzelit pentru a prelua sub control total Cecenia în schimbul mimării apartenenței Ceceniei la Federația Rusă. Centrul Unional inundă Cecenia cu bani, da? Dar în Cecenie s-a creat statul în stat, cu propria ideologie, cu propria mentalitate, cu propriile unități militare și garde de corp al lui acest Kadyrov. Și de mai mulți ani se observă un lucru, că în schimbul, deci păstrării acestei iluzii, cum că Cecenia este în componența Federației Ruse, unele grupări din Cecenia își permit orice. Ucideri în stradă în Federația la Moscova, da. Și în repetate rânduri. Să dea foc caselor celor care echipuri au participat la acte de terorism. Exact. Și nu, asta în interior. Deci, dar erau uciși oponenții lor în Moscova, în plină stradă. Și serviciile speciale centrale de fiecare dată primeau peste mână când încercau să meargă până la capăt, să investigheze. Inclusiv Starovoitova, pornind cu Starovoitova, etc. Deci, și acum există o presupunere că moartea tragică a lui Nemțov a detonat din nou această încăierare între structurile represive centrale ale regimului Putin cu structurile acestea regionale care au ieșit de sub orice control. Până acum, Putin era deasupra lor și putea să dirigeze această concurență, această confruntare. Acum situația probabil riscă să iasă de sub control. Dacă mai adăugăm la această confruntare pe cei demenți care vin din raioanele de est a Ucrainei cu experiență de a ucide și cu armă, și, deci au fost deja cazuri când au fost uciși oameni în Rusia de acești demenți drogați care au venit din Donetsk, din Lugansk, deci și dispariția lui Putin din spațiu public poate însemna orice. De la răsturnare puterii din interiorul regimului, până la probleme cu sănătate, până la încercările lui de a păstra, a păstra stabilitatea care îi iese de sub control. Asta da. Este, să spunem așa, eu de mai mulți ani am spus că noi, cei din spațiu ex-sovietic, deseori ne tânjim după stabilitate. Deci, așa e mai simplu, da? Iată, în Kazahstan, domnul Elbasin Nazarbayev, din 91 președinte. În Belarus, să-i dea Dumnezeu sănătate. Da, să-i dea Dumnezeu sănătate. În Belarusia, batică Lukashenko, deci este tătucă națiunii, deci totul e stabil, da? Dar noi uităm că aceste regimuri au capacitatea de a se prăbuși instantaneu. Și prăbușirea puterii într-un stat cu armă nucleară, cu asemenea, să spunem așa, potențial destructiv din interior, cu un stat multietnic și multiconfesional, poate să aibă niște consecințe extrem de grave, atât pentru acest stat. Eu, cel puțin, când m-am încăierat cu niște concetățeni de ai noștri vorbitori de limba rusă care încercau să-l justifice pe Putin în ceea ce privește, eu am ieșit din sărite și le-am spus, băi, voi sunteți mai tineri ca mine, să mă pomeniți pe mine, când vă zduhne Putin, Rusia se va prăbuși.
Putin, apropo, asta e citat. Asta... Putin a, într-un film recent propagandistic, Putin a recunoscut că a pus la cale operațiune de ocupare a Crimeei. Apropo de Ucraina, am citit în Nezavisima Gazeta un interviu absolut fabulos cu un soldat rus, bureat săracul de felul lui, eclipsat interviul din cauza morții lui Nemțov, în care bureatul, în naivitatea lui, practic dezvăluie întreaga... Era Novaya Gazeta, corect. Da, un interviu absolut fabulos, mie mi se pare că meseria e făcut foarte bine. Oricum, Putin a dispărut și dacă avem poza asta când s-a întâlnit Putin cu șeful carierei ei, da? Deci, iată, chestiunea asta a avut loc pe 5 martie. Dar serviciul de presă al președinției ruse a difuzat-o cu ziua de ieri și a datat-o cu ziua de ieri. Toate lucrurile astea imediat au fost semnalate de oamenii care se uită atent, ziariștii din care ele au spus că... nu s-a ajuns până la Coreea de Nord, dar undeva e aproape. Dar un pas sigur s-a făcut în direcția asta. Bine, domnul general, vreo versiune ce se întâmplă cu tovarășul Putin? În cazul dat, sunt, după mine, sunt două explicații. Una, că aceea motivație care l-a impus și în sfârșit a mers la pasul din citarea focului în regiunile din estul Ucrainei, Donbas și Lugansk. Asta e una, o ipoteză, și aici cred că e nemulțumită tabăra militară, din cauza că s-a oprit ofensiva și nu se rezolvă problema strategică sau ideea strategică din Novorosia, așa zis, care noi o știm toți, se vehiculează foarte puternic și o lume bolnavă care v-a imaginat-o, că o uitat, s-a schimbat situația și noi în 40, dar suntem în alte timpuri acum, dar totuși încearcă să realizeze aceasta. Sugerați că există forțe care vor să-l înlăture de la putere pe Putin. Sunt două tabere. Să exercite presiuni și să-l forțeze. La ruși, în Rusie, după dată, care le-am cu colegii Amborbici, cu generalul Laptev, cu generalul Suvorov, colegii care erau, probabil că am fost colegi de Academie Mare Stat Major și toți, la pensie și ei, și am mai discutat la telefon, ei mai au intrare în spațiul respectiv. Și mi-a spus că, domnule, deci el nu aparține sine deja, Putin. Putin, el e o static a două tabere, destul de puternici și influente în Rusia. Prima tabără e tabără economică, în frunte cu, mă rog, cu Abramovici, cu Deribasco și altă echipă, respectiv economică cu mulți miliardari, cu mafia și a doua, structură militară, care între Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și Securitate. Și ei acum îi dictează ce trebuie să facă, cum se facă, cum se procedeze și îi fac programul și planul respectiv ce se facă el mai departe. Deci eu nu exclud acum la momentul respectiv, că se pregătește un atac enorm în direcția Mării Azov, unde se găsește Mariupol, din cauza că asta e un punct foarte strategic și important, că asta le permite pe urmă rușilor, ocupând și această teritorie, să facă și legături terestre cu Crimeea prin regiune Herson. Mai departe se desfășoară situația, deja se pregătește terenul ăsta, că rușii ce fac? Ei fac acum război, este hibrid, eu am vorbit asta la Bruxelles și repet și aici, au fost la noi, se repetă și în Ucraina, ei pregătesc terenul, pregătesc societatea, mediatic, informație care curge cu gârlă, zi și noapte, 48 de ore din 24, că Ucraina e spașiști, așa e cu tare, și numai rău vorbește despre societatea asta, despre ucraineni, așa, despre guvernanță de la Kiev. Și ei trebuie dat jos. Asta e poziția respectivă. Deci credeți că... Aici masiv pregătesc terenul respectiv ca să fie ocupat de Ucraina, mai departe concentrează asta forțele e clar, dar... și se ajungă până la Crimeea. Cum se spune, Putin pe persoană fizică, unde se află acum? Bine, rămâne timp puțin până la pauză publicitară. Aș vrea să discutăm un alt subiect. Din punctul meu de vedere, s-ar putea să nu fie de acord toți la masa asta de acord, foarte important pentru viața politică
a Republicii Moldova. Acum, Oazul, atunci știu că o să-mi spună și acum că mă agăți cu tot din adinsul de omul ăsta. Aș vrea să-l invit, chiar nu-mi face plăcere să-i pronunț numele. Mi se spune mereu că îi pronunț numele greșit. E vorba de deputatul, el e deputat, vicepreședintele unui partid, deputatul Plahotniuc. Deci, acest om, ce i-a dat lui în cap să vină la ședința Parlamentului cu un telefon placat cu aur, iPhone 6, nu știu cum arată, am văzut în poză, și pe verso e incrustat chipul lui nemuritor și rece. Și bine, mie mi se pare asta un accident foarte grav. Fiindcă am văzut-o pe Elena Udra, care e învinuită de toate păcatele lumii, că se îmbraca în rochii foarte scumpe, poșetele cele mai scumpe, pantofi. Dar Elena Udrea nu și-a permis în Parlamentul României să vină cu un iPhone aurit, placat cu aur, cu chipul ei foarte frumos incrustat pe verso. Credeți-mă, la orice televiziune din București, un asemenea subiect ar fi un subiect de rating nebun, Vasile. O mică precizare. Partidul Democrat din Moldova este membru internațional socialiste, prin urmare are la bază doctrina social-democrată. Solidaritate, echitate, libertate. Nu, trei principii. Libertate, echitate, solidaritate. Probabil acest iPhone de aur, nu știu ce simbolizează. Probabil echitate face. Sau poate echitate, da. Deci între deputatul poporului și popor. Deci dacă îmi permiteți, eu aș începe cu un alt exemplu. Nu o să dau nume, că își cunosc, că discutăm cu cei de la Fondul Monetar și vorbim, dar noi suntem o țară săracă și tot așa, așa mai departe, da? Dar ce îmi domn mi-a spus? Primul caz mi l-a dat cu unul din ambasadori care trăia în condiții mai luxoase, ambasadorul SUA, în țara aceea, da? Și altul a spus că nu ți supăra, dar uite, noi n-am văzut la noi oficiali cu ceasuri, da? Așa de scumpi, da? Dar la voi am văzut. Și atunci eu n-am avut argumente. Ce să spun? De ce suntem? Este adevărat. Dar clar că nu era așa. Mai ce e aici? E mai multă prostie sau sfidare a bunului simț? Din punctul meu, bine, și la București și în oricare altă capitală a lumii, când se întâlnesc asemenea lucruri, bineînțeles că trebuie să... Iată acum, Vasile, vezi să vede pe verso, este gravat chipul lui nemuritor. Deci, acesta este un subiect de presă, deci presa trebuie să vuiască, trebuie să facă dezbatere, pentru că e o chestie absolut ieșită în comun. Ce e asta? Prostie, sfidare, cinism, toate la un loc? Deci, sigur că da, deci nu se discută. La noi nu. Amintiți-vă cazul cu, dacă ați vorbit de ceasul Patriarhul Rusiei. Patriarhul Kiril, da. Amintiți-vă de ceasul... Tot au fost discuții foarte deci dure în societate. Dom'le, mă gândesc că ăștia care fac parte din zona puterii sau din zona asta ar trebui să tragă niște învățăminte, pentru că după aia ceasul Patriarhului a dispărut. Dă-mi voie să numai o singură paranteză, ai spus de patriarh. Acum mi-am adus aminte că am văzut, cred că pe rețele, patriarhul când spunea că imediat după moartea lui Putin, el va fi declarat sfânt și spune că noi cu pietate așteptăm acea luminoasă zi. Scuze, te rog, mergem mai departe, Vasile. Dacă revenim în albia seriozității, trebuie să spunem că este un act de epataj, un act de obediență, un act de cinism, un act de agresiune la adresa sărăciei din partea unui oligarh și a unui individ care și-a făcut averile din hoție. Asta este cel mai grav lucru. Adică eu înțeleg că avea Elena Udrea o gentuță și mergea cu ea la Paris, cu nu știu cine acolo, înțeleg că are rochi și nu știu ce, da. Dar să-ți grabezi chipul pe un telefon de aur, să vii cu el în Parlament, să-l arăți la... Știind bine că e filmat și când va vedea la cârdul ăla de animale politice, este o chestie absolut ieșită din comun și care într-o societate democrată, într-o societate normală, tipul ăsta la legile următoare ar fi luat 0,3% și 0,0%. Nu, dacă îmi permiteți, foarte scurt, că mergem la publicitate și să spun ce avem de vorbit. Eu nu vorbesc cam câte pensii de ale mele costă acest telefon, dar când ai spus de cârdul de animale politice, asta e semn de ierarhie în interiorul acelui cârd. Aha. Cetățenii pentru asemenea politicieni nu există. Nu trebuie să atribuim niște atitudini, nu știu ce, disprețuitoare pentru noi. Noi pur și simplu nu existăm. Telefonul de aur al lui deputatului în cauză este un pretext pentru discuții
foarte interesante pe care o vom avea după pauza de publicitate. Ministrul Finanțelor Arapu trage un semnal de alarmă, vorbește despre insuficiența resurselor bugetare, se acumulează datorii la pensii și salarii. Vorbim după pauză. V-am promis să discutăm despre problemele care se creează în sectorul financiar, despre acumulările de datorii, despre care vorbește și Ministrul Finanțelor, dar fiind în pauză, discutam despre un lucru care mie chiar îmi scapase de vedere și ar fi bine să-l menționăm. Este vorba despre o instituție de agrement, cred că putem să-i spunem, care a fost îi aparține deputatului și vicepreședintelui sau președintelui acestui partid, stăpânului Republicii Moldova. Este un club de noapte, Drive, care se află în fosta reședință, el cum se numea, nu se numea reședință de stat, dar ceva reședința delegațiilor oficiale, cumva se numea pe timpuri. Oricum, e hotelul Codru, în partea cealaltă de pe strada Blazou, parcă nu, intrarea de Maria Cibotari. Maria Cibotari, Maria Cibotari. Deci, acolo se întâmplau lucrurile importante, acolo erau duse delegații oficiale. Acolo vorbeam și cu domnul Nantoi, noi ținem minte 92, formatul tripartit. În 92, la 6 și 17 aprilie, acolo au avut întrunirile, au avut loc întrunirile Ministrilor Afacerilor Externe a României, domnul Năstase, domnul Zelenko a Ucrainei și domnul Kozarev a Rusiei. Deci, oricum, domnul Nicolae Țiu era... Deci, un spațiu în care se întâmplau lucruri. Dacă vreți să dădeau mesele oficiale cu tot felul de ocazii. E bine, acum acest spațiu, cine îl știe, este ocupat de un club de noapte, privat, care aparține lui Plahotniuc, care se afla până nu demult lângă o benzinărie, Boema Chișinăului mai venea pe acolo. E bine, lucrul ăsta, din punctul meu de vedere, este pur și simplu o palmă dată tuturor nouă opinii publice. E pur și simplu așa, băieți, iPhone-ul placat de aur este cum o glumă nevinovată a acestui domn. Domn, l-am citit nu demult o postare a ambasadorului nostru, nu-i dau numele, într-o țară europeană, care spunea despre polonezi, polonezii nu pot să înjure. Polonezii cel mult poate să spună, domnule, ești un porc. E adevărat că rămâne confuzia. Totuși, ce e mai mult, domn sau porc? Dar acest domn, da? Acest domn, pur și simplu, ne sfidează. Nici asta nu e corect. Oazul Antoi spune că nici măcar nu ne sfidează, că el în general nu ne vede și nu are treabă cu noi. El trăiește într-o lume paralelă ca și Putin. Bun. Dacă o să vreți să vă referiți la acest drive, o să vă referiți, domnul Mănole. Dacă avem această declarație a ministrului Arapu, da? Să o vedem și după asta să pornim o discuție că e tocmai despre iPhone-ul de aur al lui cu gravatul. Mergem, vedem. Acele efecte care au avut asupra economiei și bugetului fluctuațiile cursului valutar, cât și situația referitor la diminuarea volumelor comerțului exterior, care ne afectează veniturile la buget. Pe primele două luni ale anului curent avem o diminuare a importurilor peste 20%. Și efectiv stabilitatea veniturilor este în pericol. Dar ce ține de fluctuațiile? Fluctuațiile cursului, sigur că ne-a afectat, desigur că în deservirea datoriei externe. Domnule Manole, explicați-ne ce se întâmplă. Nu mai zic că butada jurnalistică ar fi, domnule, în momentul ce ăștia se zbat să aducă la încăsări la buget de zeci sau sute de mii de lei, între timp se fură cu vagoanele, cu miliardele. De fapt, ce e aici? Ce ne așteaptă? Eu aș porni de un lucru, poate de câțiva ani în urmă, care s-a întâmplat. Am spune așa, noi am, nu noi, dar și cu concursul altora, am promovat o politică de formare a bugetului din importuri. TVA la import, da? Dacă lumea e partea preponderentă a veniturilor bugetare.
cred că atunci a fost, nu a fost o altă ieșire din situație. Dar asta într-o măsură care ne-a omorât sectorul ala economiei. Am rămas cu întreprinderi mici și mijlocii. Deci, practic, în jur de 30% din businessul local activează. Asta e după informațiile care au fost, studiile care au fost făcute și Banca Mondială și altele. Și clar că ieșind din situația care s-a creat criza, căderea cursului valutei naționale la o perioadă, una. Deci, doi, diminuarea importurilor, deci este unul din factorii principali, nu calculăm TVA la import, sau diminuat veniturile bugetului. Da. Sectorul real intern nu generează venituri în așa măsură, deci noi nu putem merge pe calea extinderii, mai mulți facă business, mai mulți plătească în buget, da? Dar încercăm să utilizăm ceea ce este. Și clar că nu este cea mai bună situație. Cred că are o influență oarecare, dar mai puțină, în opinia mea, și neadoptarea legii bugetului. Anul trecut înainte de alegeri, da? Poate că dacă era votat bugetul, era o claritate, dar acolo tot erau unele prevederi care țineau de indexarea accizilor, care anual are loc, deci nu se prevedeau extinderea bazei fiscale. Și ce este foarte, foarte important, noi nu avem suportul extern, adesea datorii externe, da? Deci, într-adevăr, dacă avem o diminuare cu 20%, este o situație foarte, foarte, am spune așa, periculoasă. Cu atât mai mult, cu atât mai mult, noi nu am început reforma sistemului de pensionare, noi nu am petrecut decentralizarea finanțelor publice, pentru că nu trebuie să îi convingem pe mulți, au fost și condițiile partenerilor externi, noi a trebuit până la alegeri în 30 noiembrie să plecem decentralizarea. Eu spun așa, dacă în anii 2001, când au venit la putere, am spune așa, Partidul Comunist și alții, nu le-a plăcut denumirea județelor, putea să nu mai scrie regiuni, da? Dar trebuia menținut sistemul aceea de formare a bugetului, da? Ca să formăm de jos în sus bugetul, da? Dar acum avem un șir de factori care practic complică situația. Și neavând, dacă noi nu revenim la negocieri cu Banca Mondială, cu Fondul Monetar, dacă acolo au fost puse unele condiții de natură externă, deci cred că neachitarea salariilor numai muncii Chișinăușal, care au fost comentarii, asta sunt niște floriceri. Pentru situația asta, pentru omul simplu, ce ar însemna? La ce trebuie să aștepte? Nu vor fi încasate salarii, nu vor plăti salarii, da? Vor apărea restanțele la salarii. Cei care, noi, partea primului, sunt bugetari, da? Să pornim așa. Sfera învățământului, cutirii sănătății, deci nu plătim salariile, deci apar fi cu contribuțiile, asigurarea medicală, asigurarea socială și tot în lanț, unul după altul. Toate bugetele, am spune așa, partea bugetului țării, vor fi afectate. Vor fi afectate. Și e clar că chiar dacă întreprinderile măsuri cu revenirea, dar când vorbim de susținerea financiară externă, trebuie să recunoaștem faptul că avem în ultimii 4-5 ani o triplă creștere a datoriei externe, da? Sunt necesari bani pentru a deservece datoria externă. Deci, de ce trebuie pași concreți, și prin reforme, da? Și prin restabilirea relațiilor cu structurile financiare internaționale. Pentru că aici nu depinde Ministerul Finanțelor. Ministerul Finanțelor mai constată o situație, da? Practic puțin, poate politica bugetară fiscală, dar iarăși acolo sunt limitați deoarece nu avem situația la economie. Și încă o întrebare pentru domnul Manuel, pentru dumneavoastră. Să vorbim despre această hotărâre a guvernului în care este eliminat TVA-ul și taxele la import pentru produsele din industrie provenite din Rusia și Republica Moldova, importurile de... Da, primele reacții pe care le-am citit sunt extrem de critice la această hotărâre. El, în general, nu trebuie să mergem pe calea acordării facilităților fiscale. Da. De nici considerente. Pentru că avem probleme cele acestorale la economie, da? Și dacă pe importuri, dar importul depășesc de câteva ori. N-am luat ultimele date care sunt, da? Exporturile, da? Deci e clar că pierdem serioase venituri. Noi putem să întoarcem în câțiva ani în urmă când am avut cota zero la impozitul pe profit, da? Da. Au fost niște intenții, acolo nu s-a vorbit că a venit un investitor, dar noi practic asta a adus la creșterea datoriei externe. Noi avem 6-7 companii care liber acoperau la o cotă de 12% impozitul. Asta de ce a fost făcut atunci, apropo? Ca și cu amnistia fiscală atunci când s-a întâmplat? Nu au dat rezultatele, dar să spunem așa. Era cu intenții nobile? Cu intenții nobile? Noi cu diferite astăzi exemple în emisiune, dar avem și legi cu evaluarea indirectă a veniturilor. Asta spuneți, lucrează această lege? Nu lucrează, clar. Deci nu lucrează pentru că ea nu se referă la cei de jos, dar se referă
Înțelegem unde, da? Bun. În spatele facilităților, domnul Manole, știți foarte bine că stă interesul. Deci atunci când se acordă niște facilități, trebuie să vedem cine stă în spate. Da. Toate aceste importuri care se fac, amintiți-vă și de mașinile alea de lux care, la care s-au scos taxele. Da, chiar erau rețele clandestine de import de mașini de lux. Și se făcea lobby, bine, se făcea lobby. Erau corupți aceștia de la putere și ridicau perioada respectivă pentru a-și aduce... Eu cred că trebuie să privim lucrurile un pic mai profund. Deci, dumneavoastră vorbeați acum de sectorul de întreprinderile mici și mijlocii. Eu vorbesc cu mici întreprinzători, oameni care pur și simplu vor să plece de aici. Nu mai pot plăti creditele. Deci oamenii ăștia sunt la pământ din cauza acestor oligarhi căloșiți care au pus mâna pe tot. Deci ei controlează toate fluxurile financiare, ei controlează toate importurile, ei controlează toate exporturile. Mă refer la un singur lucru. Exportul de metal, da? Care se face la... care avem monopolul metal ferosului. Ce se întâmplă? Deci metal feros adună de la aceste particule, de aceste întreprinderi mici care achiziționează, care colectează acest metal. De exemplu, îl aduc cu 100 de euro, da? Pentru tonă. Metal felosul, Placotniuc, îl vinde mai departe cu 300. El nu face absolut nimic. El are, la fiecare tonă, are 200 de euro în plus. Folosându-i pe poziția monopolistă pe piață. Da, pe piață, așa. Iată, și oamenii ăștia sunt nădușe, pentru că ei nu reușesc să dea salarii, să dea toate chestiile astea. Vorbim chiar de oameni care importă, cunosc oameni care importă, de exemplu, chiar și din America Latină, produse de pește, de așa mai departe. Deci nu mai pot plăti credite, nu mai pot face nimic cu oamenii ăștia, sunt nădușe din cauza acestor ticăloși. Înțelegeți? Pentru că ei au pus mâna pe tot. Asta este un aspect. Al doilea aspect. Noi nu avem, în Republica Moldova, nu sunt investiții. Dumneavoastră a spus foarte clar, sectorul real, deci industria, economia a fost pusă pe butuci. Pe ei nu interesează nimic decât să privatizeze tot ce a mai rămas aici, să vândă, pentru că ei privatizează, vând și adună bani și duc în offshore. Așa cum au făcut cu asigurările, așa cum au făcut cu băncile, așa cum au făcut cu televiziunile, așa mai departe. Deci asta este tot. Corect, dar nu cine au imiembru la structuri internaționale care poate verifica toate informațiile? Asta e altceva. Nu avem investiții. În momentul în care nu ai investiții, nu ai capacitatea de a te dezvolta. Dacă îmi permiți o mică închiriere, nu știu dacă s-ați atenție, dar mă uit în ultimul timp, da? Mă bucuram că noi veneau remitențele, da? Dar acum cu obținerea dreptului călătorii fără viză, da? Foarte mulți tineri pleacă. Nu pleacă nici în România la studii, da? Pleacă în Europa, da? Deci este un factor care o să-l simțim foarte, foarte în timp apropiat, da? Care va influența inclusiv și situația cu bugetul, și situația cu istoria la economie, și tot. Da, pentru că lumea nu are încredere în ceea ce se întâmplă. De cel mai important lucru, de ce nu vin investiții? Aici am vrut să ajung, ca să punem degetul pe rană. Oamenii nu vin aici pentru că avem o guvernare coruptă, o guvernare ticăloasă, și oamenii se tem să vină aici. Avem un sector... Nu se simt protejați. Care i-au furat pe străini cum au putut și oamenii nu mai vin. Republica Moldova la ora actuală se menține pe remitențe și se menține pe banii europenilor. Trebuie să știe fiecare cetățean din Republica asta că după 2008, dacă nu veneau banii europenilor, Republica Moldova intra în faliment. Păi da, dar vedeți, iarăși problemă. N-am început cu reformele. Reforme este o situație nu dar chiar... Dar cine să facă, domnul Manole, reforme? Păi da, dar am anunțat. Păi da, vinem să facem reforme. Noi avem o grupare criminală la putere care se ocupă de hoții. Nu interesează reforme pe ei. Domnul Rapu vorbește acum că nu vin bani la buget. Dar cum să vină, domnul Rapu? Dar dumneata, unde ai fost atunci când s-a furat banca de economie? Când s-a furat miliardele? Cine vorbește de chestiile astea? Nu era atunci. Nu era. Atunci a început în altă perioadă. El personal spunea că statul nu poate gestiona banca de economie. Nu, aici putem avea diferite opinii. Vă spun ce spunea când a fost Banca Națională în 99, Mark Horton, cel ce era șeful reprezentanță femeii la Chișinău. Dumnezeu niciodată nu spunea că, uite, o să ai mai multe drepturi banca, o să ai mai... Spunea, domnilor, legea e una, statul e același acționar ca și restul, da? Un singur moment, da? Faceți-vă pușa frumoasă, banca o vindeți, aveți într-un buget. Vreți o gestionați-o, da? Cum vreți. Pentru că sunt unele lucruri. Noi am creat, dar chiar ascultam ieri discuții aici, când discutau cu diferiți factori, influență. Noi statul a creat unele situații. Dați-vă luăm asigurările sau alte, dar statul a creat situații, că a creat companii de stat. Fiindcă timpul ne presează, aș vrea să discutăm un alt subiect.
pe cât de important, pe cât de comic din punctul meu de vedere, dar ca imagine este, ca imagine este fantasmagoric acest fapt, e halucinant. S-a întâmplat absolut nu de mult, deci la un guvernul Republicii Moldova a venit un desant european, funcționari europeni, ambasadori, tot felul de lume, pe de o parte, masa plină, pe de altă parte stătea acest prim-ministru flancat de consiliera lui sau ce funcție are și ascultau foarte atent ce le spuneau acești demnitari europeni într-un limbaj diplomatic foarte extrem de dur. Practic i-au spus, băieți, atenție, se apropie funia de par. Și i-au amânat acest document în care erau expuse toate pretențiile. Nu asta mi se pare important. Dacă ați observat faza când a ieșit Gaburici sau Gaburici, când a ieșit și a luat ca pionerul, ca consumist, a luat această mapă și au spus să trăiți, noi vom înlătura toate aceste neajunsuri pe care le-ați semnalat. Ce impresie v-a creat acest desant? Cum credeți dacă mai putem să ajungem la condiția pe care am avut-o anul trecut, o condiție de elev străduitor care era admis în anticamera Uniunii Europene. Dacă acest semnal nu este cumva ultimul pentru Republica Moldova. Este ceva comun cu cei ce noastră. El a fost numit guvernul de umbră în unele mijloace de informare masă în Republica Moldova. Deci putem lua ca deciziile care au fost promovate. Și, într-adevăr, au fost... Nu, guvernul de umbră stă în altă parte, domnul ministru. Dar acolo a fost așa menționat, prezentat. Tocmai că ăsta e în față, dar... Dar cred că, din câte am citit eu acolo, sunt menționați cei mai importanți factori și corupția. Corupția este, corupționeri nu sunt. Imunitatea parlamentarilor. Factori care stau la baza pentru a reveni la relațiile cu Banca Mondială Femeii, fără care astăzi noi, donatori externi, nu putem exista, dar să spunem așa. Da, cum spunea, exact că în scrisoarea pierdută, iubesc trădarea, urăsc trădătorii. Deci, dacă îmi permiteți, corupția este, nu sunt... Dacă citește acest document, care e intitulat foarte modest, notă informativă pentru un prim-ministru novice, ea citește și informează-te, da? 83 de pagini de restanțe ale guvernărilor precedente. Restanțe în ce sens? Că noi am stat bine și stăm în continuare bine cu slogane pro-europene, noi suntem pro-europeni, îmblăm cu Porsche Cayenne-uri din Europa, cu Rolex-ul din Europa, cu nu știu ce mai acolo, nu mi-ajunge imaginație să mai spun ce din Europa. A, cu iPhone-uri. Nu, asta din SUA. Din America. Din SUA, da. Da. Deci noi suntem pro-europeni. Dar restanțele sunt îngrozitoare. Și haideți să ne aducem aminte că după ratificarea acordului de asociere din 2 iulie anului precedent, Parlamentul Republicii Moldova a murit, nu a funcționat. Și nici amul, iată, ieri nu sau azi nu s-a întrunit, iar din niște motive neclare, încă nu și-a luat turațele, deci acest parlament. Și clar că europenii au răbdat cât au răbdat până la 30 noiembrie. Pe urmă ei au văzut alegeri care erau și nelibere și incorrecte, da? Pe urmă au văzut târgul rușinos cu crearea coaliției minoritare, care de fapt este o cărdășie cu Vladimir Voronin și care, deci, nu este clar până în prezent care este esența înțelegerilor a Vlad Plahotniuc și Vladimir Filat cu Vladimir Voronin. Nu cred că în baza acordului de asociere au negociat. Și ei văd că este o țară fălită, cu guvernanți corupți, și pur și simplu au pus pe masă condiția. Fă aceasta. Altfel, o să pățiți cu toții, deoarece da, unii spun că de fapt e un ultimatum această notă informativă. Nu e un ultimatum. Deci asta este, ieși alege, ca un pacient grav bolnav. Dacă respecti acest regim de tratament, ai șanse de a supraviețui. Dacă nu, la revedere. Dar și privat așa, mod de negociere, am spune așa, eu n-am întâlnit orice caz. Și cu femeie, și cu banca, și cu altul, care au fost așa cazuri prime care se întâmplă. Deci asta deci, cred. Ca imagine, e halucinant ceea ce am văzut. Stă șirul ăsta de oameni și îi spune, băiatul, fii atent. Și el spune, da, bine, am să fiu. Cine să creadă în sinceritate, deci, în profunzimea înțelegerii acestor lucruri de acest Gaburici?
Nu, aici mie mi se pare halucinant. Eu vă rog frumos să nu personalizăm situația, că este boala noastră. Nu, bine, cabinetul de ministri, e bine. Cine? Guvernarea? Cine, domnul Anatolie? Deci, guvernare. Cuvântul guvernare. Este guvernare. Guvernare. Da, eu sunt de acord. Na, când spui guvernarea, nu spui nimic, domnul Anatolie. Când spui guvernarea, eu mă gândesc la o singură, două persoane. Propune Parlamentului proiecte de legi, de exemplu, cu serbarea aniversării a 70-a victoriei în războiul pentru apărare, sau nu știu cum acolo, Parlamentul adoptă aceste legi și conform Constituției trebuie să monitorizeze implementarea legislației. Ceea ce a spus dumneavoastră despre cum asta e, estimare indirectă? Evaluare indirectă. Evaluare indirectă, da. Dar deci, cât scandal a fost cu legea asta când a fost promovată? Și, dar ea nu lucrează. Legea este, dar nu lucrează. Nu lucrează. Și deci, la cei săraci se iei, la cei bogați nu da, poză. Și, deci această notă informativă, de fapt, eu sunt de acord că este un ultimatum. Alta este că noi suntem naivi când cerem ca deci, diplomații europeni să vorbească despre guvernarea noastră în tonalitatea în care a început dumneata, da? Să-l ia pe Orwell și... Deci, eu dacă permiți, eu am avut un caz cred că a rămas mult până acum. Cu femeiu, un caz când ne-am întâlnit misiunea cu guvernul, domnul prim-minister, ei au pus informațiile lor pe masă, noi am pus informațiile lor pe masă, în 5 minute s-a luat decizia finală. În 5 minute, da? Deci, simțea responsabilitatea. Noi nu puteam să-i permitem, pentru că una din 10 milioane de dolari au pierdut ca asistență externă, deci ca suportul de grant. De fapt, cabinetul din umbră despre care se vorbeați dumneavoastră, domnul Manole, este compus din doi indivizi. Este vorba de Filat și Plahotniuc, pentru că aceste două partide au constituit, așa zis... Guvern minoritar? Nu, guvern minoritar. Deci, coaliție? Ei au constituit o structură care este superioară guvernului și așa mai... Deci, Politbiro. Ceva de felul ăsta, Consiliul Alianței. Deci, acești doi indivizi, ei decid în locul guvernului, ei acum au fost promovați în Consiliul de Apărare a Țării și așa mai departe. Deci, ce se caută acești indivizi acolo? Nu au funcții de stat. Ei sunt simpli deputați. A, că eu la partid, domnule, la partid faci muncă de partid. Nu aveau ce căuta acolo. Tot așa că acum, referitor la ce au făcut diplomații străini, pentru noi, cetățenii, ne-a uns la suflet chestia asta. Este un lucru extraordinar, pentru că a ajuns cuțitul la osul lor, ei au înțeles că au dat bani în van. Acești bani s-au dus ca pe gura lupului, și nu numai lupului celuilalt, dar și a prietenilor lui. Și acum oamenii ăștia au văzut reforme nu merg, corupția, suntem pe unul din primele locuri în lume, sistemul judecătoresc, nu numai că nu se reformează, dar în mod cinic, ăștia care se află ca căpetenile sistemului judecătoresc, scot judecătorii indezirabili, acei care n-au vrut să execute convențiile lor politico-economico-financiare, încearcă să-i scoată pe ei din sistem, iar pe ei lor, gen Druță, gen Sternioală și toți ăștia care au executat convenții politice de punerea oamenilor la închisoare în mod ilegal, total ilegal, de a le fura averile, a participat la atacurile Raider, a participat la spălarea 18 miliarde de dolari din Federația Rusă. Toți ăștia acum sunt propulsați... Da, și bagă în derizoare o problemă foarte importantă, fiindcă lumea nu mai înțelege. Lumea spune, foarte bine, uite, sunt pedepsiți judecătorii. Și nu mai înțelegi care-i bun, da, care-i prost. Fiindcă sunt judecători buni. Eu mă înțeles asta. Tocmai pe cei puțini vor să-i scoată din sistem. Care ar mai fi situația aici cu documente amânate, da? Noi am uitat că în septembrie anul trecut a fost ratificat acordul de asociere, da? Acolo este un termen 3 ani de zile, da? La implementarea tuturor prevederilor acestui acord, da? Deci, ce înseamnă? Trebuie să fie reforme, legi promovate, hotărâri de guvern, piață financiară, piață de asigurări, piață bancară. Acolo se vorbește și stabilitatea sistemului bancar, domnul, apropo. Cel mai important, condamnarea marilor corupți. Asta și vrea... asta acolo este, da. Unul din primele puncte care le-au pus ambasadorii pe masă. Dar asta e primul, eu sunt de acord. Eu am văzut azi o chestie, chiar am plasat pe site-ul meu, vă spun așa. Deci, Vanghelie la DNA. Vanghelie, unul din stâlpii, așa... Să pare fi printre ultimii mohicani care s-au ținut. Exact. Deci, cumnatul lui Victor Ponta, prim-ministru României, domnule, la DNA. Și tot așa, vreo 3-4 știri am pus cu DNA-ul din România, pentru că acolo se muncește, acolo se lucrează, acolo se face. Și România deja este și în NATO și în Uniunea Europeană, de ani de zile. Vasile, 12 miniștri sunt la închisoare.
Și vreo 20 ceva de deputați. Cu 46 departamente au deja... Poate fi și mai sus spus nimerească. Nu, nu, nu. Se ridică sus, sus, sus. Postul președinte acum. Noi, eu sper, e adevărat, domnul general, e adevărat ce spuneți. Sper să se întâmple un dialog aici în cabinetul din umbră cu procurorul general de la DNA. Avem o promisiune și vom discuta. Mie mi se pare important ca publicul de aici, din Republica Moldova, să știe despre ce se întâmplă. Eu mă uit la televiziunile noastre, nu spun niciun cuvânt ce se întâmplă la București. Nu numai la București, ci în celelalte orașele României. Vlad, scuze că te întrerup. Problema între aceea, că era o televiziune foarte bună și mă uitam românească, Realitatea Net. Da. O scos-o plăcutinul, o băgat-o Realitatea MD. S-a terminat. Din cauza că în Realitatea Net, acolo... Bataiile de zile mari. Acolo îi arată de îi distruge complet. Nu pe internet poți să-l privești. Bun. Mergem, la televiziune respectivă, gata. Mergem mai departe. Cred că ultim subiect în această parte a emisiunii, care iarăși mi se pare important. Plecările masive, plecările din PLDM, coagularea acestor transfugi în jurul lui Iuri Leancă, pe de o parte, pe de altă parte, o campanie a foștelor colegi al lui Iuri Leancă, celor din PLDM, care se numește Pun eu o întrebare lui Iuri Leancă. Am citit câteva întrebări, unele destul de pertinente, pe care le-am pus și eu aici în acest... Deci, cum simțiți ce ar putea să se întâmple dacă am putea asista la o reconfigurare a tablei de șah politice și pe cât de sincer în demersul său este Iuri Leancă? Poți să spun eu două cuvinte? Sigur că da, domnul general. Eu vreau să încep de o problemă foarte dureroasă care... Nu se rezolvă deja cu câțiva ani și nu s-a rezolvat și în timpul lui Leancă, nici atât la cei copose și demersuri. Au fost semnate de ministru apărării, după sugestia mea, că am avut niște întâlniri la Monac cu Leslie Clark și au spus ca să facem noi, ei sunt de acord să ne financeze, să facem interoperabilitatea între NATO, structurile NATO și Armata Națională. Se numește G2. Pentru finanțarea și implementarea acestui program trebuia o sumă de 8 milioane de euro. Din tăi s-au găsit 4 milioane de euro care au fost acordate Republicii Moldova pentru a rezolva aceste probleme din Danemarca ca membru NATO. Pe urmă, aceste 4 milioane trebuia să contribuie guvernul. Leancă, când s-a adresat la dânsul Marinuț, atunci era Marinuț, după intenția mea s-a dus cu scrisoarea respectivă ca să se semneze și să se invite la discuții respective. Deci noi nu avem bani. Bine, nu avem bani. Iar vorbesc cu colegul meu, cu cunoștința mea, cu Leslie Clark, și acela a zis, bine, am mai găsit 4 milioane la italieni, la membri NATO. Și atunci era acoperit complet problema. Și asta permitea ca noi să fim compatibili cu structurile NATO, Armata Națională, de un caz de nevoie, de un caz de probleme care poate să apară. Și domnul Leancă a fost acela care a fost împotrivă și a spus atunci lui ministru Mărinuță, pe urmă am încercat și prin ministru care a fost ministru apărării Troienco, s-a adresat și acela și a venit și Leancă a spus pleacă de aici, să nu te aud cu NATO, să nu te aud, să nu te văd. Domnul general, asta e Leancă. Și eu nu pot să-i permit că un om care spune că e pro-european și echipul lui el nu acceptă niște lucruri. Mândria mea în SUA au fost militarii noștri, da? Vă spun sincer, da? Cei care au participat la misiunile din Irak, deci pentru mine a fost o mândrie în SUA, pentru că sunt apreciați, sunt recunoscuți, inclusiv și în Canada chiar, da? Cei cu OSCE-ul, da? Dar aici când vorbim, eu mă stau chiar și la preelectorale cu NATO, sunt foarte importante probleme, dar asta trebuie cheltuieli, trebuie să fie undeva, pentru că NATO nu este numai o dorință de a fi acolo, da? Trebuie să ai posibilitate și să finanțezi unele cheltuieli, da? Se contribuie la securitatea colectivă. Da, se contribuie, deci. De ce? Dar noi, cu părere, după câte țin minte, noi eram la foarte multe structuri, membri, da, dar restanțieri, la cotizații și la contribuții, deci domnule, era... Aici e cazul... Dați-mi voie, domnul
eu sunt de acord domnul cu ministru. Spun că este o situație. No. Este domnul, o situație. Domnul ministru, da. Credeți-mă că e un subiect aparte. E important, asta. Eu sunt de acord. Din punctul meu de vedere, pentru securitate trebuie să plătești chiar dacă, chiar dacă ești strâmtorat din punct de vedere financiar. Dar trebuie domnul găsit soluția. Că, nu a refuzat el, domnule general. El îmi pare că a fost un executant docil. Întrebarea este dacă acum e pe cont propriu, domnule Leancă, și dacă avem câteva minute, domnul Anatoli, dacă aveți ceva de spus. Dar eu ce pot să spun? Deci, eu pot constata niște lucruri. PLDM la 30 noiembrie 2014, în raport cu 28 noiembrie 2010, a pierdut 184.052 alegători. Da? Ok. A doilea moment. O bună parte din cei care au votat pentru PLDM au votat în idee că Leancă va fi prim-ministru. Nu s-a întâmplat. Prin urmare, eu cu interes aștept publicarea sondajelor, timpul apropiat și nu mă grăbesc să anticipez, dar probabil ratingul PLDM-ului a scăzut și mai dramatic. Prin urmare, și în total, în Republica Moldova s-a creat o situație că oamenii au investit niște așteptări în aceste trei partide, nici coaliție ni s-a creat, deja europenii ne pun în fața noastră, deci restanțele noastre, deci, și deci, situația social-economică în țară cam se agravează văzând cu ochii, da? Și în asemenea situație apare spațiu liber pentru proiecte politice noi. Eu aici vreau să spun două lucruri. Primul, a fost unor Victor Stepanovici Cernomârdin, care era numit prin expresiile lui mustoase și no, inclusiv... Când mai bine e ca de obicei să nu, nu, nu. Da? Una din expresii este că la noi orice organizație noi obștească n-ai fi creat, totdeauna se primește PKUS. Cu organizație ne създai, все равно КПСС. Și eu aici vreau să spun că n-are niciun sens să mai creez un KPSS moldovenesc. Deci ca, de ce e că cineva s-a compromis? A doilea moment care eu am vrut să-l spun, că cu adevărat se cere un partid politic care pe interior să fie european. Ca să propui ceva societății, la tine interior, în partid, trebuie să fie deschidere, comunicare, democrație, să nu fie dictatura coșelocului cu care vine Führerul. Deci, și dacă, eu am așteptat înainte de 2014, ca în societate va apărea ceva sau nu? A apărut. Renato. Dacă spune da. Un... Nu, eu îți termin gândul. Da. Și acum, deci, cu adevărat, există un spațiu liber, teoretic, este posibil și societatea are nevoie de un asemenea partid. Alta este că acest partid nu poate fi creat cu niște scopuri imediate, deoarece nu se prefigurează niciun fel de alegeri anticipate, Maidanuri, Revoluții, Mămăligă nu explodează, etc. Deci, prin urmare, se cere un lucru migălos de acumularea încrederii acelor dezamăgiți și mai știi, poate odată și odată, după 25 de ani, în anii 30, romanul lui Alexei Tolstoi, Hajdenie Pomukom, a fost tradus în Republica Moldovenească Autonomă, În blatul prin făină. Poate după 25 de ani de În blatul prin făină. Deci și la noi ceva o să apară un partid nițel mai... Eu îi cunosc pe mai mulți, într-adevăr, cu deosebit stima și față de domnul Eugen Carpov și de domnul Leanc și asta, dar pentru mine sunt unele întrebări, da? Iată, partea slabă, blocul economic, pentru că chiar și declarația de astăzi, da? Vă dau un singur lucru. Ce e conflictul cu băncile, da? Banca Națională subordonată Parlamentului. Când a apărut necesitatea cu riscurile, trebuia să fie negocierea Banca Națională Parlament. Parlamentul a fugit de asta. A trecut pe șasul matri, să dea guvernul, da? Ori că a fost impus, înțeleg că a fost impus guvernul, da? Dar a creat o problemă pentru societate, da? Iată, aici apare prima problemă. Al doilea moment, noi suntem bogați la compartimentul 37 de instituții superioare, 37 unde au 40 de partide, da? Cantitatea trebuie să mai treacă în calitate. Eu aș fi de acord cu noastră, da? Pentru că nu numărul de partide, da? Dar cred că, dați să vedem, chiar din cei care sunt la guvernare, care ar fi programele, da? Care ar fi blocul economic, care ar fi? Toți promit în viitor, da? De când iese, da? Dar nimeni nu spune ce a realizat. Nu, dacă îmi permiteți, este încă un moment. De mai mulți ani în urmă am constatat
că toate partidele care ajung în Parlament în Republica Moldova se pricep foarte bine la manipularea alegătorului, însă ajungând în fotolii, imediat devin paralizate. Dacă nu-ți pornesc deodată la fur, așteaptă să vină FMI-ul, să vină Uniunea Europeană, să vină sfetnicii, să vină, deci, consilierii la guvernare, ei nu se pricep. Ori, odată și odată, noi avem nevoie de un spune partid. Spune-mi, prietene, eu Camil Paftar, ce-am să ne dea cineva ceva. Da. Ne-a rămas timp doar pentru o frază. Concluzie. Avem nevoie de un partid care nu numai va ști cum să manipuleze electoratul, dar va veni pregătit la guvernare cu temele de casă. Avem 4 minute, fiecare are câte un minut pentru concluzie. Deci o să pot, domnul general, începem de aici. Un minut. Salvarea noastră este unică în situația care se găsește Republica Moldova. Dacă putem să formăm o coaliție, așa cum spunem, pentru care să fie la putere, așa cum spune Oazul Antoi, dar să fie compus din specialiști, din profesioniști, din oameni și în afara partidelor, dar care să fie în domeniul respectiv, să fie jos pălăria. Și atunci situația poate să schimbe. Una, și a doua, să nu fie hoț, să iei la țara asta, la neamul ăsta, să știi că suntem săraci lipit pământului și avem probleme extrem de importante cu statalitatea și trebuie să ne învățăm încet, încet, să ne apropiem din România, prin România și să intrăm în Uniunea Europeană. Vasile Năstase. Astăzi este 12 martie. Am privit cu o anumită nostalgie, am privit ce s-a întâmplat în 1989 pe 12 martie. A fost una din cele mai mari demonstrații din Chișinău. Oamenii s-au adunat la Comitetul Central. Am văzut pe imagine niște fețe luminate, niște fețe determinate, oameni care au venit să-și ceară drepturile. Și m-am gândit atunci, parcă, domnule, am impresia că acest popor parcă a fost schimbat, parcă a devenit un altul. Dar poate că nu e așa. Poate că la anumite etape istorice oamenii se trezesc și rolul nostru este să trezim această societate care este obosită, care este chinuită, care este sărăcită, pauperizată de acești indivizi ticăloși. Și am o doză de optimism că vom reuși să facem acest lucru. Iar un proiect politic, într-adevăr, la ora actuală este mai oportun ca oricând. Că îl va face Leancă, că îl va face altcineva, dar un loc gol niciodată nu rămâne gol atâta timp cât există necesitatea ca această societate să iasă din propriile chinci. Mihai Manole. Știți, când mă gândesc la cei ce avem, da? Și că, practic, nu vorbim absolut deloc de reforme, da? În opinia mea, bugetul public nu va fi în stare să reziste la aceste presiuni. Stați să vorbim cu reforma asta de pensionare. Să mulțumiți pensionari la noi cu situația lor? Eu nu. Cred că dumneavoastră nu, da. Sau să mulțumiți cei care bugetare cu nivelul salarizare? Cred că tot nu, da. Sau cei care istoria la economică? Dar noi, practic, nu vorbim deloc de reforme, da? Una. Cred că trebuie să stabilim un criteriu așa pentru guvernare, câte sate au mai dispărut în Republica Moldova, pentru că de acolo vine veșnicia noastră, de la sat vine, știți, de acolo se pornește, da? Și ceva trebuie de făcut, pentru că când spuneți de fețele cele vesele, foarte mulți au plecat și foarte mulți pleacă. Luminate. Dar acum poate din cei care erau acolo, foarte mulți pleacă și mai pleacă, da? Și posibilitatea de a călători liber încă a mai făcut ca acest șir să crească. De ce cei care rămân au o sarcină? Voi fi laconic. Acel tablou din Orwell pe care l-ai descris dumneata, îl avem în Parlament. Prin urmare, ei sunt aleși de noi. Și atâta timp cât societatea noastră va fi dominată de frică, de fățărnicie și de lenevie, nimic nu se va schimba. Trebuie să, cum a spus cândva Cehov, picătură cu picătură să stoarcem sclavul din noi, să ne trezim și să cultivăm demnitatea în cetățenii Republicii Moldova. Și atunci lucrurile vor merge pentru pe un bagaj bun. Da, cred că să stoarcem sclavul din noi este un lucru extrem de greu. Nu fiecare ar putea, dar cel puțin să încercăm. Și discuțiile astea din fiecare joi, sper eu, foarte mult contribuie la această operă nobilă, nu-i așa? Asta a fost totul pentru această parte a emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. După pauză, în partea a treia, am un invitat
special, poate, da, Veceslav Ionis a fost deputat. Știți bine, Ionis a făcut dezvăluirile senzaționale în legătură cu banii care au fost furați de la Banca de Economii. Vom vorbi despre asta cu domnul Ioniță, dar vom avea și 100 de secunde de adevăr. Puneți mâna pe telefoane, pregătiți-vă, revenim după pauză. Am revenit, cum vă spuneam, discutăm cu Veceslav Ionis, a fost deputat și ex-președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Peste puțin timp, cred că în 10-15 minute, veți avea posibilitatea să intrați în direct, pregătiți-vă să sunați. Domnule Ioniță, bineînțeles că vom discuta despre BEM, subiectul care, de fapt, și interesează publicul larg. Prima mea întrebare este legată de această comisie specială creată de Parlament. Toate bune și frumoase până în ziua în care l-am auzit și pe președintele acestei comisii că, de fapt, și audierele, dar și raportul comisiei se vor ține cu ușile închise, fiindcă sunt lucruri secrete care comportă secrete de stat. Ce secrete de stat pot exista pe marginea unui subiect de un interes nebun, maxim, pentru societate? Deci fac un deserviciu, vreau pur prietenii ăștia amical să le spun. Toți membrii comisiei, dacă votează acest lucru și Parlamentul, ei devin complice la o crimă. Și explic din ce cauză. Dacă în societatea noastră, eu le spuneam simt, măi oameni buni, ieșiți să-i lămuriți la oameni. În luna decembrie, ianuarie, de-am nu mai spun că au plecat banii din țară, asta e unu. Doi, avem deprecierea valutei care înseamnă creșterea prețurilor. Fiecare om e nenorocit acum de creșterea prețurilor. În luna decembrie, ianuarie, prin manipularea piața valutară, cineva, niște șmecheri, au câștigat 1 miliard de lei, au pus pe burtă agenți economici, care practic i-au falimentat. Oamenii fug la bancă, au scos deja 2 miliarde de lei de pe conturi. După ce ai toate acestea, să ascunzi, asta tu te faci complice la o crimă. Și aici vreau să explic simplu. Însuși domnul președinte a comisiei, domnul Răducan, vine și spune că noi nu putem face public, există 7 dosare penale și asta. Și atunci răspunsul e simplu. Domnul Răducan, tu deja ai spus public. Oamenii nu au nevoie de dosare penale. Este suficient să ieși? Mesajul trebuie să fie clar. Ești, spui, oameni buni, în cazul BEM-ului, deja avem 7 dosare penale. Oamenii nu cer mai mult. Sau audă ceva se întâmplă. Mai departe, ce poate fi acolo? Spre exemplu, companii care, ca să nu creiem că, uite, încă nu există o decizie de judecată definitorie, juriștii spun că și ele pot fi date dacă există suficiente bănuieli. Dar, spre exemplu, spunem că în schemele de scoatere a banilor sunt implicate 30 de companii. Lista se anexează. Anexa poate fi un document, admit, secret, unde fiecare deputat trebuie să-l primească sub semnătură, în rest în raport este. Mai departe, președintele țării a fost informat prin 20 scrisori, de la 1, 2, 3, privind situația gravă din bancă. Se anexează scrisorile de informare. Iarăși, dacă sunt secrete, sunt acolo anumite lucruri, eu știu, extraconfidențiale, însuși aceste documente le obțin deputații doar, dar însuși raportul trebuie public. Oamenii trebuie să audă. Este adevărat că au fost credite pe care au scos bani. Este adevărat de credite bancare. Este adevărat de faptul că au fost scoasă valuta din țară. Este adevărat că valuta din țară este acum pe scotare și este gajată și luate credite. Toate lucrurile acestea, oamenii trebuie să afle răspunsul. Este adevărat că acum banii se întorc înapoi din offshore-uri și pe dânsele, prin contracte fictive de export, se fac achitările cu firmele unor politicieni, să nu dau nume astăzi, dar fiecare știe despre cine vorbesc, și în baza acestor exporturi false, se merge la Ministerul Finanțelor și solicită restituirea tăvalului. Acestea sunt lucruri elementare care cetățeanul nu care dreptul. Așteaptă răspunsul. Și dacă comisia nu dă acest răspuns, voi vă faceți complici, mai oameni buni. Trebuie să vă scărpinați acum la șefă și să vă întrebați. Dar și mi-a trebuit mie să mă bag în comisia asta? 9 persoane, dacă nu există interes, dacă există interes, atunci totul e clar. Dar dacă nu există interes, de ce e așa de tare să complică? Nu știu eu. Vom afla care este sentimentul. Vom afla până la urmă cauzele adevărate, ne va fi de folos compania asta americană în aceste investigații? Da. Eu vreau astăzi, am promis și oamenilor pe Facebook, că am spus că vin la noi la mențiune, vreau un subiect, un aspect care niciodată nu s-a discutat în cazul BEM. Spuneți-ne, vă rog, e jefuit o bancă.
Deși nu vedem proprietarii revoltați. Unde-i proprietarul? Deci eu sunt proprietarul băncii, banca mea ceva cu dânsa se întâmplă, toată societatea urlă, să spun, da? Deci toată societatea e într-o... Și nu auzim nimic de proprietari. Unde... Eu mi-aduc aminte, a fost în 2011 vestitul atac Raider. Au ieșit proprietari. În fiecare zi la Comitetul de Stabilitate Financiară stăteau avocații. În comisii vineau, ne aduceau documente, o hârtie, a doua, a treia. Noi, de fapt, 90% din ce am avut în raport acolo vineau de la proprietari care vreau să-și salveze proprietate. Acum avem BEM-ul și nu-s proprietari. E că uitați-vă, o bancă a fost a statului, acum cu oameni buni. Și știți de ce nu sunt proprietari? Din simplu motiv că ei nu vor să știe cine e proprietarul adevărat. Eu vorbesc de proprietarul, beneficiarul final, nu de aceștia care șed așa. Lumea nu vor ști cine e proprietarul final. Proprietarul final, un lider politic din Republica Moldova, nu vrea ca oamenii știe cine e el, că el e proprietarul băncii. Și a doilea, da, și numai în cazul că proprietarul fură banca. Deci când el însuși a furat-o, el nu-i convina mă să vorbească. Și de atât acum toată lumea interesată să afle ce se întâmplă la BEM în afară de proprietar. Da, și cine e proprietarul final? Nu vreau să dau numele. În campanie l-ați numit pe Felat. Eu am spus că e plecat la scoatere de scheme, deci eu am toate bănuielile și după tot ce se întâmplă, am toate bănuielile să consider că cel puțin dumnealui este foarte apropiat de această bancă. La etapa, eu acum am încercat chiar înainte de a face această lucru, am încercat dacă e posibil să obțin careva mai multe probe care să-mi permită să spun acest lucru. N-am putut, dar... Nu pot să nu vă întreb niște lucruri legate de declarațiile alea în campanie electorală, în care aduceați probe, da, și suntem de crol, ca să scos, da, da. Și de crol să spun, da. După asta de crol o să spuneți. Întrebarea ferească este de ce a stăcut până la campanie electorală și aceste dizvăluiri au fost făcute abia în campanie. Foarte bună întrebare și răspund. În primul rând, n-am făcut-o din plăcere. Și explic aici. Domnul Niță n-a avut un scop să-l ancheteze pe Felat, să ajungă la această concluzie. În luna iulie 2013, când va fi investigat cazul BEM, trebuie de separat foarte clar. Până în iulie 2013 și după. După ce a fost Comisia Redman, care a stabilit ce a stabilit, Parlamentul a adoptat două hotărâri, întâi una în iulie și apoi una în toamnă, prima dată în istoria Parlamentului când se întâmplă așa ceva. Ca Comisia Economie, Buget și Finanță să investigheze ce se întâmplă la Banca de Economie. Prima scrisoare către instituțiile statului a trimis-o în luna decembrie 2013, prin care solicit să ne transmită informația toată relevantă legată de BEM. Dacă vă arăt ce informația a venit, că este în comisie, nu avea ce spune, deci nu era absolut nimic. După aceasta am început exact așa să acumulăm, din cât înțeleg eu, din materialele care le-am, cele mai mari lucruri s-au întâmplat după luna mai, ce aveam eu materiale alte, cât s-a întâmplat și până, dar din mai 2014, documentele eu le-am început a obține și au venit oameni care au fost furați, au venit în comisie și au venit cu buletinul, au semnat și au spus, eu zic, măi, nu vă temeți, nu ne temem. Deci documentele care la mine am intrat în posesie, care îmi permitea să fac declarațiile, au început a veni luna august-septembrie. Și aici o spun, am repetat odată, o spun astăzi două ore. Din momentul când am intrat în posesia documentelor, până în clipa când m-am decis ce fac cu ele, au trecut 2 săptămâni. Vreau să văd erou în țara aceasta care va ieși mai repede. Eu înțeleg că cum e ușor, vă dați seama că tu ești prieteni mici, băi, tu și ți-ai țicnit, cum e posibil 500 de milioane de lei? Eu știam că suma e mai mare. Eu estimam atunci la vreo 3 miliarde. Pe prima schemă, să nu uităm că au fost mai multe scheme, pe prima schemă estimam la vreo 3 miliarde. Dar mă temeam și 500, să spun. Și din momentul când am primit documentele, până în momentul când a ieșit public, și atunci eu știam, am luat 3 decizii și vă le spun toate 3. Prima decizie a fost, nu mă implic în electorala din noiembrie. Ca să nu fie, atunci au dus învinuit, spune oameni buni, trebuie, ca să nu fiu învinuit că ceva am făcut-o pentru electorală. Că joc cu cuiva, despre asta exact. Vorbit. Eu am știut că voi merge la un risc, voi ști că voi exagerați asta învinuire, dar am putut răbda liniștit din cauza că știam că vine 30 noiembrie. Al doilea lucru care acum îl spun,
Mi-am dat cuvântul cu două luni de zile nu ies în spațiu public, până în data din 1 februarie. De ce cauză? Sformează guvernul, toate acestea, așa nu cumva ieșirile domnului Ioniță să fie tratate că el strică calea europeană a Moldovei, nu-și mai face. Două luni de zile n-am ieșit în spațiu public absolut deloc. Și acum, următoarea, treilea, am zis că până ce voi, vreau să ne rezolv și eu, unde mă angajez, ce fac, la IDIS viitorul, n-aș vrea ca acțiunile mele politice să fie tratate ca acțiunile IDIS viitorul, de aceea încă nu știu cum fac aici. Am fost invitat, am ajutat anumite lucruri acolo, dar nu aș vrea să mă asociez. Și vreau ca activitatea mea profesională să fie de așa manieră, ca să pot să rămân în spațiu public și iar să nu fiu asociat când țara așa sau unde nu te duci și deodată te etichetează cu cineva. Și astea sunt trei lucruri care în luna august am luat decizia asupra lor. Deci toate aceste învinuiri, eu știam, liniștit eram. Mie când spunea că asta e electorală, eu ziceam, oameni buni, am ieșit, țin minte, în comisie și am spus, foarte mult mi-aș dori ca asta să fie electorală, foarte mult mi-aș dori ca asta să fie minciună și foarte mult mi-aș dori ca după 30 noiembrie întrebarea asta să dispară. Timp rămâne foarte puțin, domnul Ionis, aș vrea răspunsuri cât mai laconice. Acum o acoladă, dacă vreți, că mereu pun întrebarea asta cel puțin în studioul cabinetului din umbră. Sunteți de acord că dacă nu s-ar fi întâmplat primele atacuri Raider din 2011, când au fost deposedați și oamenii de afaceri Viorel și Victor Țopa de acțiunile lor de la Banca de Economii, astăzi nu s-ar fi întâmplat practic tragedia, prăbușirea modei de naționale? Nu că sunt de acord, categoric sunt de așa și atunci și să-mi aduc o mică explicație. Din cauza că la noi statutul de proprietate, special în sistemul bancar, nu știi cine este proprietarul, nu știi care este, sunt activele nete, ce înseamnă activele nete. El cumpără banca cu 100 de milioane de lei, se împrumută la bancă 1 miliard de lei. Spuneți-ne, banca asta e a lui? Și eu aș vrea să mă duc și să-mi spun, dați-mi, vă rog, 1 miliard de lei, că eu îți cumpăr banca cu 100 de milioane. La noi, dacă ești șmecher, poți să-ți cumperi banca pe gratis în Moldova. Dai 0 lei pe deza. Și atunci, deci, cu șerbitatea asta, statutul de proprietate, nu știi cine sunt proprietarii. Acum, noi, de fapt, ce avem noi? Că deosebirea dintre o bancă și ceva privat ține de un lucru foarte simplu. La privat, companie privată. Eu gestionez banii mei la bancă, nu gestionez banii mei. Asta este, deci, dreptul de a deține o bancă, asta înseamnă că ție îți dă un drept, că tu dacă ești de rea credință, îți dă voie să furi banul public. Și de aceea eu sunt ferm convins că această dezordine care există la noi în sistemul financiar și în special în sistemul bancar, din nefericire, o a dus la acest lucru. Ceea ce nu este clar în acest film horror, în acest film de groază, de ce n-a intervenit foarte prompt Banca de Economii, de ce CNA-ul, acest organ anticorupție, practic s-a făcut că nu vede nimic. Nu, aici vreau să vă, nu că să vă contrazic, dar vreau să aduc la opinia publică. Din moment când am făcut public informațiile, eu am decis în felul următor. Ca să nu cumva să fiu învinuit, că le-am transmis la toate instituțiile publice, am fost invitat la CNA de câteva ori și am fost informat că inclusiv pe ceea ce spun eu, sunt deschise câteva dosare penale. Deci dosarele penale erau și aici este un moment important și de ce a venit compania Kroll. Eu la toți explic, oameni buni, aici este un detaliu foarte, foarte atent. Vorbim de o persoană publică. În cazul la domnul Vlad Filat, care este o persoană publică, implicată cât de mult deja urmează să stabilească mai departe. Și problema care este, trebuie ca la cetățenii Republicii Moldova, acest cetățean care cândva avea o imagine mare, partidul care avea 30 ceva de mandate, 32 de mandate, nu trebuie nici la un cetățean din Republica Moldova să existe măcar mică suspiciune că în cazul dacă se va dovedi anumite lucruri, că asupra lui este o răfoială politică, că este o luptă politică, deci nu trebuie să existe acest lucru, de aceea trebuie, în cazul dat, eu sunt pentru aceea că lucrurile trebuie făcut atent. Altceva este, spre exemplu, a apărut zilele acestea scrisoarea de care din 2012 și compania de audit a transmis-o la Banca Națională, că acolo se fură banii. Întrebarea mea este, Banca Națională în data aceea a informat procuratura? Sau nu a informat? Mai departe, țin în lume discută ce se întâmplă în general pe domeniul dat, că Banca Națională acum, după mine, este într-un conflict de interese. Și în ce constă conflictul de interese? Pe de o parte, administrează Banca de Economii, pe de altă parte, ea răspunde de politica valutară.
își permite la Banca de Economii să mărească, să procure valută de 20 de ori mai mult decât permite legea, că ei sunt Banca Națională, pot face lucrul acesta, creează tot tărăboiul pe piața valutară, cineva câștigă bani și acum întrebarea mea este, interesul public care este? Să astupi boștura de la Banca de Economii care au creat-o niște gentlemen din Republica Moldova sau să pui pe brânci economia? Deci aici sunt multe de discutat. Prestația instituțiilor publice trebuie să fie subiectul anchetei Comisiei Parlamentare. Parlamentul nu dă veredictul, este vinovat unul sau altul de crimini. Asta se ocupă Procuratura CNA. Parlamentul trebuie să spui ce a făcut Banca Națională, ce a făcut CNPF-ul, ce a făcut CNA-ul. Deci trebuie să... Timp rămâne foarte puțin, aș vrea să luăm măcar câteva telefoane. Vă rog să puneți, să afișați telefonul în josul ecranului și să încercăm să luăm domnul Ioniță. În legătură cu Vlad Filat, fiindcă e un subiect despre care e secretul lupului chinele, toată lumea știe lucrurile astea, vorbește. Vlad Filat a declarat cât se poate de grav că, de fapt, el nu are nicio atribuție la Banca de Economie. El nu era prim-ministru când s-au întâmplat lucrurile astea. Pe de-o parte, ce e asta? O încercare de a-și salva pielea? Pe de o parte. Pe de altă parte, multe persoane cu care am discutat, eu care cunosc dedesubturile acestei afaceri, unele dintre aceste persoane acum sunt prietenii lui Leancă, mi-au spus că de fapt când se va întâmpla, ce se va întâmpla și se va porni dosarul. Iuri Leancă va răspunde penal pentru semnăturile care și-au pus-o. În privința semnăturii care și-a pus-o, nu vreau să fiu avocatul domnului Leancă, eu cred că acest subiect trebuie discutat separat și sfatul meu, prietenez către domnul Leancă, dumnealui trebuie să iasă să pui punct pe ei la toate acestea. Astea sunt niște învinuiri de doi bănuți și nu trebuie doar domnul Leancă, dar și experți, specialiști în economie, cei care știu relațiile cu Fondul Monetar, cei care știu discuțiile care s-au dus cu Fondul Monetar de cel puțin 2 ani de zile. Și ei știau cel puțin, eu am fost informat de prin primăvara anul 2014, fiți atenți că la Banca de Economie ceva scoace. Noi nu știam detaliile, dar cel puțin nu ne spunea că se întâmplă lucruri urâte de pe martie, aprilie. Și de aceea, domnul Leancă, eu cu dosar penal, să numai dacă va fi așa disenat, dar eu cred că dumnealui în primul rând o să ies să dă toate explicații și după aceea să ia și experții, inclusiv independenți. Domnul Ioniță, dacă ceva ar spune și acum... Și cu Filat? Dacă domnul Ioniță v-ar spune acum ceva, tot o spui vrea să intre în proiectul Leancă și de aceea îl ia apărare. De ce nu trebuie domnul Ioniță? Trebuie să iasă alte persoane care nu pot fi învinuite de partizanat politic și să dă explicații. Toate acestea sunt moldoveni, okay. Sunt foaie verde. În privința domnului Filat. Sunt tot Chișinău știe. Să vadă, eu am pus o întrebare, dar era, și nu vreau să le cu domnul Filat, că să mă duc prin judecată, că am deja cu două proces. Am pus o întrebare simplu, 8 motive cum se întoarcă banii înapoi. Să afle, SIS-ul, cine au, vreți președintele unii bănci mari din Federația Rusă care a venit în Moldova. Să afle și președintele de fracțiune s-a întâlnit în Moldova. Să afle și au discutat acolo, să afle dacă este vreun președinte de fracțiune de parlament care se ducea aproape în fiecare zi la domnul Șor, să afle dacă Ministerul Finanțelor primea indicații telefonice ca să transfere banii instituțiilor publici cât mai urgent posibil pe conturile băncii de economie, ca Banca de Economie să aibă suficientă de lichiditate, să afle și nu este lui cetățeanul respectiv și gata, totul e clar. Noi aveam un telefon de închis și nu vreau să spun ceva, domnul Ioniță. Aceste lucruri deja se cunosc și eu știu omul care are toate aceste informații. Vă ascultăm, cum vă numiți? Cum vă numiți, vă rog? Bună seara! Bună seara! Vă rog foarte mult, fiindcă timp avem puțin, doar 60 de secunde în loc de 100. Da, vă ascultăm. Alexandru, da. Melnic, Chișinău. Da. Vreau să spun că am ascultat și cabinetul din umbră astăzi și mă miră faptul că parcă toți cunoașteți lucruri bine, dar totuși nu chiar bine. Cu Banca de Economii a fost perioada până la Șor și după Șor. Până la Șor s-a furat 1.600.000.000 și eu, ca nefiind finanțist, nu mai știu și eu un cetățean, cunosc foarte bine că 1.600.000.000 a fost generată de Banca de Economii și care s-au furat. Și la care Drăguțanu a început a mima acolo și a spune prostologii cum s-a furat și cum acolo. Și după asta, când a venit Șor, încât s-a mai furat miliardele astea care eu de amănunte poate tip și lumea întreagă, nici nu se poate imagina ce înseamnă asta, este furt. Asta, de amănunte, și vorbește și în lume, nu, și în
Întreaga lume nu este așa furt mare. Și l-au furat. Cine l-au furat? L-au furat a noștri, Filați și Plăhătniuc și aiștia l-au furat. Sub asta și Filați, asta, Leancă spune că a fost impus ca să furi. Domnul Negruță s-a dus de la Ministerul Finanțelor de atât dacă împune pe dânsul. A venit arab, înțelegi, care a făcut-o deodată și cineva la cabinet de urmă spune că arab a venit mai târziu, nu știu cum acolo. Oamenii buni, dar și noi suntem proști toți sau și chiar. Mulțumesc, a trecut timpul. Doar pe scurt, este un adevăr. Mulțumesc. S-a constatat că până în iulie 2013 trebuie de separat. Este o chestiune, s-a furat asta suma. S-a spus, nu să repetăm. Știi, nu. O întrebare care l-am ascultat foarte atent pe interlocutorul nostru. O întrebare, domnul Ioniță, dar Plăhotniuc nu are nicio atribuție la această afacere a secolului. Bună întrebare. Eu aici acum mi-e greu să răspund, cred că va fi investigat, dar eu mă uit cum sunt cetățenii noștri. Va apărea zile următoare un sondaj și oamenii spun în felul următor. Da, a furat Filat, dar el nu putea să o facă asta fără Plăhotniuc. Fără... Așa spun, nu mișcă râul ramul, nu mișcă. Până când logica, oamenii îl cred pe dânsul atât de slab pe Filat, îl cred că el spune, băi, el și el se poate face ceva. De aceea, și aici din ce cauză, eu cred că cazul va fi dezjugăcat. Inclusiv domnul Plăhotniuc, el are atâtea la capul lui, domnul Voronin are atâtea la capul lor, că ei acum au o șansă unică, că ei nu sunt asociați direct cu acest proces. Cum mai stau în umbră? Cât de tare sunt implicați sau nu? Și eu, în plenul Parlamentului, când domnul Filat a vrut să mă demită de funcția de președinte, m-am adresat lor. Băi, băieți, voi și vă trebuie să vă asociați de mizeria asta. Voi nu vă ajunge câtile aveți la capul vostru. Măcar mudați-vă la o parte. Și eu foarte mult sper că conjunctura politică în acest caz este favorabilă, că acest caz fie dezjocat. În ce sensul? Ce obțin opinia publică? Știi cine este vinovatul numărul 1? Iar dacă există vinovață numărul 2, 3 în spate, ei acum deloc n-au interesul să fie și culpabilizat. O întrebare pentru dumneavoastră. Avem... Vă ascultăm? Alo, bună seara. Da, vă ascultăm. De unde sunteți? De unde sunteți? Din Chișinău. Da. Domnul Ioniță, în ce relație sunteți cu Vyacheslav Platon? Și ce a fost acea misterioasă apariție la ședința Comisiei de Economie în 2014, a dumneavoastră? Bine. Foarte bună întrebare. Eu cu domnul Vyacheslav Platon foarte multă lume a uitat, dar am fost o an de zile în Parlament împreună. Nu venea la toate ședințe și obțin atunci am făcut cunoștință. Drept să vă spun, atunci pentru prima dată am făcut cunoștință cu domnul Vyacheslav Platon, atunci prima dată am aflat cine este Vlad Plăhotniuc, tot am făcut cunoștință. Cu domnul Filat mă știam ceva mai înainte, mi-a făcut cunoștință un bun prieten de meu. Tot n-am știut până în 2007 că există așa domnul Moldova. După asta am făcut cunoștință în conjunctură nu foarte favorabilă, în sensul că tot aveau probleme cu frații Țiopa. Funcția mea spunea că eu trebuie să știu mai bine sau mai rău. În privința când a fost la ședința comisiei. Cum a fost atunci? Deci noi s-a adresat la comisie, s-au adresat acționarii la companii de asigurări. S-au adresat în comisie cu o problemă. Noi am organizat ședința și am invitat pe ei. Și ei îmi dădeau o listă cei care trebuie să vină. În listă, când am venit lista, eu ca președinte de comisie o semnez, când am venit lista, mă uit în familia domnului Vyacheslav Platon. Eu de ce am văzut-o? Eu nu văd. Când mi-am dat listă, eu automat o semnez, am încredere la cei care vin. Dar consilierul a venit speriat și îmi spune, domnul Ioniță, tocmai tremura, uitați, este Vyacheslav Platon. Și am zis, ei au scris soare oficial în comisie, da. Ei au dat oficial că vor să vină, da. Eu am un motiv să nu am voie. Și eu personal, aici vreau să spun, că după aceasta s-a făcut o anchetă, au fost chemați șefii de pază și ne-au dat voie lui Platon și a spus, nu vă speriați, că eu venit la mine, domnule, și spunem că e șef de sumnă. Cum și să spuneți, băi, oameni buni? Spuneți că semnătura este a domnului Ioniță. Și eu vă spun, n-am semnat așa fără să știu. Au venit consilierul și m-a atenționat, era speriat negru la față. Ce să facem? Zic, dar ce să facem? Eu dați-mi motiv ca să nu semnez să dau permisiune în comisie. S-au adresat oficial, prin scrisoare oficială și eu atunci personal am semnat. Trebuie să vă spun. După asta mi-a spus, domnule Niță, dacă știu că atâtea vă spuneam, eu am avut posibilitatea, aveam prieteni și orice deputat putea să însemneze intrarea în Parlament. Zic, nu. Ca omul care vine în Comisia Economiei, Buget și Finanțe, eu ca președinte, am spus-o că la comisia a avut doar două ședințe, câte 20 de minute închise. În rest, toți care au dorit să fie, toți au fost la comisie. Mai avem o întrebare pentru domnul Ioniță, vă ascultăm. Bună seara. Da, prezentați-vă, vă rog. Din Chișinău sunt.
aș vrea să adresez o întrebare, domnule Leoniță. Cum credeți dumneavoastră? Care e, să spun așa, cine e principala persoană care e responsabilă de greșelile făcute de la Banca de Economie? Nu credeți că e Banca Națională? Eu am înțeles. Banca de Economie, cea mai mare problemă ei este că gestionează banii cetățeanului. Prin lege, Banca Națională are responsabilitate să vegheze asupra banului cetățeanului. Punct. Dacă Banca Națională a depistat o neregulă, informează imediat Procuratura Generală, CNA-ul, Parlamentul, președintele țării. Deci ea, prin lege, de atât au salarii de 100 de mii de lei cât mai au ei acolo, ca ei să vegheze banul cetățeanului. Mai departe, deja cine și-a făcut meseria, comisia de anchetă, dar primii care bat clopotele în sat este Banca Națională. Poate și-au făcut meseria. Eu sper că președintele, guvernatorul Băncii Naționale va veni cu toate probele în comisie, va veni în fața societății și va spune: uitați, noi am atenționat Procuratura Generală, noi am atenționat toată lumea, toți dormeau, numai noi eram treji în țara asta. Mai avem un telefon și cred că 5 minute până la sfârșit. Vă ascultăm, vă prezentați? Vă ascultăm. Alo, bună seara! Bună seara! Domnul Ioniț, domnul Drăguțan spunea anterior că are nevoie de 1 miliard de euro pentru a readuce cursul înapoi MFOR. După cum vedem, cursul dolarului încetişor, adică cursul euro își revine. Să înțelegem că cineva i-a oferit acest miliard? Nu, eu vreau să înțeleg că ceea ce a fost cursul valutar, a fost scoaterea valutii, a fost mai mulți factori, sunt vreo 4 factori. Mâine, pentru altă, este o conferință pe tema dată, voi merge și eu la orele 10, dar unul din factorii care a influențat a fost politica neinspirată din luna decembrie și ianuarie, iar cu privința deprecierii valutei, aici vreau să mai spun un lucru. Nu întotdeauna e cel mai grav deprecierea valutei. Grav este cum se face lucrul acesta. Un om de la etajul 10 se poate da prin diferite moduri. Să coboare pe scări, să coboare cu liftul sau să fie aruncat cu capul în jos. Ce s-a întâmplat cu valuta noastră nu e tragic sau depreciat. Dar cum a fost? A fost aruncată la etajul 10 cu capul în jos. Și după asta ne uităm și cu dânsa. Deci stresul care l-au avut oameni a fost deprecierile acestea bruște într-o singură zi, decalajele de 4-5 lei la vânzare. Asta a stresat oamenii. Nu e grav deprecierea, cum e grav modul cum s-a făcut. Și asta a fost o speculație, s-au câștigat bani, lista celor care au câștigat-o știm și trebuie de investigat. Dacă mai este un telefon, va fi ultimul pentru această seară. La Bloomberg, cred că am văzut, Leo-l e în top, e pe locul 4 al monedelor devalorizate. Cel mai puternic? Nu, devalorizate după rubla, după hrivna, după hrivna, rubla bielorus. Ceea ce a fost atunci când s-a ridicat până la 30. Deci, pur și simplu, așa depreciere bruscă, rar se întâmplă. A fost în Ucraina în 2008, când la noi s-a ținut leu, mă rog, s-a ținut atunci cum s-a ținut. A fost în Belarus, a fost acum iarăși în Ucraina și în Republica Moldova. Dar în Republica Moldova, spre deosebire de alte cazuri, aici n-a fost de factori externi. Factorul extern, după mine, a fost minim. Aici a fost mânuțele domnilor noștri. Asta este foarte important, fiindcă chiar și mulți invitați aici, în cabinetul de umbră, spuneau: domnule, dar uitați-vă factorul extern care, de fapt, a dus la prăbușirea leului. Și trebuie foarte clar cât că de spus serioși. Omului. Sport pe doi. Da, la noi exporturile au scăzut în 2014, dar nu e esențial. Da, la noi remitențele au scăzut, dar nu e esențial. Cel mai tare s-au întâmplat investițiile, în ghilimele, investițiile băncilor noastre, peste hotare în Federația Rusă, au luat banii de și au dus în Rusia. Deci asta e prima. Deci când scoți valuta din țară, evident, cerere nejustificată. Și mișcarea neinspirată din luna decembrie și ianuarie. Asta e atât de evident că cei care spun că factorii externi sunt oameni care... Telefoane nu se mai avem, nu mai am timp, 2 minute. Domnul Ioniță, mai multe aș vrea, nu știu ce întrebare să aleg. În primul rând, cu crolul scurt, dacă specialiștii spun că rezultatele acestei prime etape de investigație sunt confidențiale, noi nu vom afla mare treabă de acolo. Nu e o problemă și vă spun ce cauză. Da, rezultatele vor fi confidențiale, dar se va întâmpla un singur lucru. Eu cred că primii care vor primi răspunsuri vor fi autoritățile noastre, FMI-ul, Banca Mondială, Comisia Europeană, Ambasada Statelor Unite și încă vreo 2-3 ambasade.
Și orice clasă politică într-o țară este, acționează sub presiunea cetățenilor. Noi, din păcate, presiunea cetățenilor spre clasă politică aproape zero. Cine îi poate pune la respect pe clasa noastră politică sunt factori externi. Fondul Monetar, Banca Mondială, ambasadă. Trebuie să ne cunoaștem asta, toată lumea știe. Și eu asta mă face să fiu optimist în țara asta, unde oamenii deja nu mai cred în nimic, că ăștia vor primi documentul, de eu sunt sigur că îl vor primi, și le va spune cum a început să spună Pirca Tapiola. Dacă vedeți, ăla îi pregătește. Mama așa pregătea pe fratele meu când îl trimite după vargă pe malul Iazului. Deci îi cam pregătește pe noștri cu ei băieți gluma de data asta nu o să margă. În raportul acest raport Kroll, presupuneți, cum credeți, se va regăsi această tevătură, această poveste cu un vicepreședinte al unei bănci din Rusia care a venit la Chișinău, s-a întâlnit cu un președinte de fracțiune parlamentară? Dacă domnul Ioniță știe lucrul ăsta, credeți-mă că știe toată lumea. Asta noi așa discutăm. Pur și simplu nu s-a ridicat în spațiu public, el trebuie ridicat și discutate. Eu sunt sigur că compania Kroll nu costă nimic ca să găsească toate tipurile de fraude care s-au făcut. Și aici vreau să spun un lucru simplu. Fraudele care sunt făcute la Banca de Economie sunt primitivi. Sunt atât de primitivi că ele au fost făcute cu tupeu când țara asta spoate că nimic nu pățește. Ele pot fi investigate ușor, pot fi identificate ușor și pot fi găsit ușor. N-am avut un vedere de domnul Șor. Deci foarte simplu. Acele offshore. Da. Sunt foarte primitivi, sunt foarte cu tupeu făcute cu speranța că în țara asta spoate și nu pățești nimic. Ultima întrebare, scurt. Să admitem că raportul Kroll-ului va fi un imbold destul de puternic, să admitem că vom avea și un proces de judecată de răsunet, să admitem că vor fi pedepsite unele persoane, ați spus că să nu fie tratat ca o răzvânare politică. Bine, să admitem că toate aceste lucruri se vor întâmpla. Ce vă spune flerul, ce vă spune acest simț al intuiției? Lucrurile în Republica Moldova se vor opri cu acest proces sau ăsta s-ar putea să fie acel bulgăre de zapadă care va declanșa o cavalcadă de procese asemănătoare cu cele din România? Sper că va fi un început. Eu rămân a fi optimist. Eu cred că țara noastră acum întrece prin durerile nașterii unei democrații fragile, noi acum ne naștem ca țară. Eu rămân a crede că țara noastră, nu suntem noi mai sălbatici, în cer scuze de frază, decât alții. Suntem același sânge cu românii. Și cum i-au reușit România în 94, 95, mai încoace, mai prin 2000 și ceva, nu erau mai frumoși ca noi. Și noi vom reuși. Eu nu poate în centrul Europei să existe așa un Zimbabwe, îmi cer scuze. Nu poate așa ceva. Nu îți dă voie nimeni. Da. Cum e obligat pe baltici. Că la dâși tot mai erau, știți, Dienghe, Bulșdaie și Pamiru, cum scris un consilier a unui președinte în țară la noi de Moldova. E obligat pe baltici și-o pus la respect. Cum pe noi ne-a obligat să primim legi? Cu spalarea de bani, cu toate acestea. Și crezi că a noastră a făcut-o din plăcere legea cu spalarea de bani? Eu țin minte că s-a discutat în comisie. Cum mănâncă mâța sare, așa s-a adoptat legile astea. Dar ne spală frumos și ne spune, băi băieți, copășel și gata. Sunt instrumente de a pune așa la respect Luxemburgul, care e în Uniunea Europeană. Dar cu Moldova să găsească instrumente mult mai multe. Asta a fost totul. Îi mulțumesc domnului Ioniță pentru aceste declarații, acest schimb de opinie, pentru răspunsurile la întrebările dumneavoastră. Ne revedem joia viitoare, lumină, mai multă lumină. Sunt Val Butnaru. Sper să scăpăm și de această fermă a animalilor și să trăim ca oameni. We'll be right back.